În Moldova trebuie creată de urgență o comisie națională de anchetă pentru verificarea utilizării creditelor și granturilor primite de alianță în timpul aflării la putere. Cerința se conține în rezoluția celui de-al cincilea protest organizat de Comitetul pentru Apărarea Constituției și Democrației. Potrivit protestatarilor, cei care au aruncat țara într-o groapă de datorii trebuie pedepsiți. Starea de spirit din societate a atins un punct critic, spun participanții la protestul organizat de Comitetul pentru Apărarea Constituției și Democrației. Potrivit lor, Alianța pentru Integrare Europeană continuă să mintă poporul. Acum două săptămâni s-a promis că la 16 februarie cei care nu mai aveau dreptul și totuși intenționau să desemneze data alegerilor președintelui. Dar nici acum nu s-au ținut de cuvânt. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu, în coaliția de guvernământ continuă să se confrunte pe ascuns doi mari oligarhi, Vladimir Plahotniuc și Vladimir Filat. Ei nici măcar între ei nu vor să-și împartă puterea. Ei vor sau totul sau nimic. Iată de ce nu pot cădea la pace asupra controlului pe care vor să le exerce asupra puterii de stat. Înțelepciunea a devenit cuvântul cheie al Alianței pentru Integrare Europeană, au spus participanții la protestul de duminică din piața Marii Adunări Naționale. Potrivit lor, oamenii îngheață de frig, majoritatea trăiesc la limita sărăciei, iar în cabinetele de la guvern și parlament se vorbește despre o creștere economică fără precedent și despre succesul înregistrat în lupta cu sărăcia. Вранье самое настоящее. Какой рост? Был бы рост экономический, люди бы здесь не приходили. Я бы чувствовал этот рост. А какой рост я экономически могу чувствовать? Цены повышаются, пенсии снижаются. Ситуация, care a ajuns Republica Moldova, este una agravantă. Oamenii de la țară mai ales nu pot să-și asigure traiul zi de zi. Tinerii specialiști chiar din învățământ nu au salarii la timp, nu pot să-și asigure un minim necesar pentru a exista. În acest context, aș chema pe toți cei care au curajul să vină aici în fiecare duminică ca să apere Constituția, ca să-și apere drepturile și ca să-și poată asigura traiul de mâine. N-am niciun, niciun jit, nu ce să plătiți. Cum государстве? Пенсия меньше, чем коммунальные услуги. Пусть они мне покажут хоть одну европейскую страну. Поэтому жос Алянса. Вот це не спуне и мульте. Крещет режиму, крещет гуверну, бюджету, дар я вед ла царе, кум пляка тинери песте хотаре, се инкид школиле, се стинг бătrânii în singurătate și de foame, așteptând pensia sub pereți. Cât putem să mai răbdăm? Să-i mai lăsăm la putere? Jos Alianța! Manifestanții s-au adresat lui Ghimpu, Lupu și Filat să iasă din oficii și să vadă cum trăiesc oamenii de rând, iar mai apoi să scrie rapoartă oficialilor europeni despre bunăstarea poporului moldovenesc. Țăranii noștri vând cotele de pământ, rămân fără prăpământ și ce fel de țărani să fie aceia care n-au pământ ca numai să beneficieze de un ajutor social. Jos Alianța! Jos Alianța! Nu mă aranjează faptul că nu sunt oportunități la noi în țară de dezvoltare. Unica posibilitate pentru tineri să plece prin votare să facă un bani. Pentru că aici nu sunt posturi de muncă plătite, nu sunt condiții create. Asta este o problemă foarte importantă care ne deranjează pe noi pe toți. Ne doare inima când vedem acum pe gerul acesta, pe iarna aceasta, copiii sunt nevoiți să meargă în alte sate, la școală, prin așa frig, pe așa timp. Ei ce fac? Iată, marele nostru președinte, mai ieri spunea, altă perlă din gura lui a ieșit. Că vom cumpăra avioane de luptă, de război. Ca cu aceste avioane să stârpim contrabanda cu țigări. Dacă mai rămân acestea la guvernare, într-un an de zile mai închid 200 de școli și mai cumpără vreo 20-30 de tancuri și vreo 30 de tomahawk-uri. Și n-ați fi nici corupți în țara noastră. Ei vor lupta și corupția. Demisia! Demisia!
Мы просто на пенсию не можем прожить, мы просто не можем платить коммунальные услуги, мы просто не можем покупать нормальную еду, ну и кормить свою семью. А то, что они у них, это просто фантазии. И то, что они покупают сейчас самолеты, это просто ужас. Домну Лупу, Филат, Гимпу, dacă aveți o frică puțină de Dumnezeu, atunci cedați în fața poporului o țară, un grai, un neam avem. Nu o să ne dăm cedați, o să luptăm. Noi nu vrem îngenunchiați în fața voastră, călăilor și nerușinaților. Dacă sunteți atât de curajoși, atunci ieșiți față în față cu poporul și întrebați durerea lor. Întrebați-i pe invalizi cum trăiesc, întrebați-i pe pensionari cum trăiesc, întrebați pedagogii, medicii cum se descurcă, dar cum se descurcă cei ce îndeopște nu sunt angajați în câmpul muncii, cu ce plătesc ei o lumină, un telefon elementar. Voi asta întrebare nu vă puneți, deoarece voi sunteți sătui și nu degeaba este o vorbă. Cel sătul pe cel flămând nu-l crede. Să vă fie rușine! Jos Alianța! Protestatarii sunt de părere că Alianța nu are nevoie de alegeri parlamentare deoarece vrea să continue să-și umple buzunarele. Mai mult, îi este frică de votul de neîncredere dat de cetățeni. Oamenii se arată convinși că mai devreme sau mai târziu troica de la guvernare va răspunde pentru că uzurpează puterea. Надо их все-таки привлечь к ответственности, чтобы хоть раз кто-то стал перед законом, как положено, чтобы дальше неповадно было другим руководителям страны, которые придут к власти, чтобы думали не о себе, а о народе, потому что народ – это его величие. На его спине, на его спинах живут все остальные. Шановный инсистент, черем, ка, анумия, гимпу, филат, шелупу, софия, кыт май курынт, дац жоз де ла путере, софия алиаса в фронте статului, уамени, кари сынт, pentru poporul nostru, care să aibă grijă ca bunăstare materială, financiară a oamenilor să fie ridicată. Dar pentru început, consideră membrii Comitetului pentru Apărarea Constituției și Democrației, în Moldova trebuie să fie creată o Comisie Națională de Anchetă, care să verifice cum și pentru ce au fost cheltuiți sute de milioane de euro și dolari, bani primiți de alianță de la creditorii din Occident, timp de 2 ani și jumătate, cufundând țara în datorii și mai mari. Pentru a verifica cum sunt utilizate creditele și granturile de sute de milioane de euro contractate de AIE din 2009 și până în prezent, se impune formarea unei comisii naționale de anchetă cu participarea reprezentanților societății civile și a experților independenți, iar vinovații de însușire ilegală a acestor fonduri să fie trași la răspundere. Acțiunile noastre de protest vor continua până la depășirea stării de uzurpare a puterii de stat, dizolvarea actualului Parlament și anunțarea unor alegeri anticipate. Așa să ne ajute Dumnezeu. 19 februarie 2012, Piața Mare Adunări Naționale. Cine este pentru adoptarea acestei rezoluții, vă rog să votăm. Oxana Iurieva, Ivan Zaplitnii, Victor Mogâldea, pentru NIT.